pare că e cam mult praf în București și nu știți de unde apare. Eu cred că am găsit sursa de poluare. Șantierul mega catedrale, mai înalt decât Casa Poporului. Aici se nasc adevărate tsunami, vârtejuri de praf, tornade. Și atenție, s-ar putea să vină papa de la Roma săptămâna asta aici. Băi, voi vreți să-l omorâți? Pare că muncitorii de aici nu prea respectă regulile de curățenie pe un șantier. Nu prea spală roțele camioanelor care iese de aici. Și iată, duc noroiul, praful în stradă, în oraș. Se pare că Patriarhia Română are condiții speciale de supraviețuire în statul declarat laic, dar de fapt foarte habotnic religios. Șantierele Patriarhiei Române se poate și cu noroi, și cu praf. Contează că poluiază orașul. Important e să termine catedrala la timp. Să fie frumos, nu? Să ne mândrim cu cei mai mari construcții. Că așa suntem noi, grandomani și ignoranți. Dar organele n-au grijă a sănătății populației și a mediului. Organele au grijă a liniștii guvernării. Guvernarea e liniștită când mioarele sunt bine păstorite și votează cum trebuie. Votează cum trebuie sau tac și rabdă când li se încalcă drepturile. Când se încalcă legea, tac și înghit. Li se dă o palmă, întorc și al doilea obraz, așa cum învață la biserică, la mănăstire, la catedrală. Ce dacă am oprit sub semnul care interzice staționarea? Suntem organe de stat.